one shot, 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 shot. One chance, 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 chance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance. Vă salut, prieteni! Astăzi am să fac un videoclip altfel decât sunteți obișnuiți să găsiți pe YouTube. O să fie o parte de monolog, dar și o parte de explicații video. Așa cum consider și cam cum procedez eu în momentul în care doresc să achiziționez o mașină, mai precis care sunt pașii pe care să-i urmez pentru a verifica o mașină second hand înainte de achiziție. Să plecăm de la bun început cu ideea următoare. Nu trebuie să-ți faci foarte mari așteptări de la o mașină second hand, deoarece este mai rău să ajungi dezamăgit dacă mașina este sub așteptări decât să te bucuri că este mai mult decât sperai. În primul rând, trebuie să pleci de la percepția că în medie o mașină adusă din exterior, Germania, Spania, Italia, Franța, Olanda, țările civilizate cu apă caldă și autostrăzi, a fost folosită în special cele diesel pentru navete pe autostradă și fac undeva în medie între 25.000 și 45.000 de kilometri pe an. Așadar, vă sugerez să nu mai credeți tot ce se vede pe internet, respectiv mașini 2004 cu 200.000 de kilometri. Never, ok? Bun. În medie, o mașină decentă, în vârstă de 10 ani, are în jur de 300.000 de kilometri. Asta este părerea mea. Bun, acestea fiind spuse, să trecem la verificările propriu-zise. Cu toate că sunt destul de blamate în mediul online, aplicații de verificare auto, precum Car Vertical, Inspector Auto, AutoDNA, etc., dacă este vorba despre o mașină ce depășește bugetul de 3.000 de euro, să zicem, vă recomand să nu vă zgârciți la un raport, nu neapărat pentru kilometri, cât pentru eventualele daune ascunse. Înainte de aceste servicii, vă recomand să faceți totuși o verificare pentru istoricul RRA, atât timp cât mașina este scrisă în România sau are efectuat RRA-ul. După ce am trecut de această etapă, propun să trecem la verificarea fizică a mașinii. Începem cu o ordine total aleatorie între cele două verificări, motor sau aspect vizual. Ca idee pentru început, dacă motorul sună bine, putem trece la verificarea vizuală și ulterior să continuăm cu verificarea altor aspecte. Începem cu verificarea vizuală. Aici verificăm următoarele lucruri. În primul rând, diferența de culoare între elementele de caroserie ale mașinii, urme de chit pe componente, diversi pori în vopsea sau un lac care indică o revopsire, lac exfoliat. O să vă arăt un exemplu și în partea video. Lufturile de la îmbinarea componentelor, adică să verificăm dacă distanța dintre aripa stânga față este la aceeași distanță față de capotă, precum aripa dreapta față. Tot așa, exemplu în partea video. Putem verifica parbrizul, ca idee la ITP te respinge dacă ai parbrizul fisurat, așadar este un punct destul de important de luat în calcul, deoarece acesta trebuie schimbat obligatoriu înainte de ITP dacă este fisurat. Tot așa, exemplu în partea video. Aici se vede un por în vopsea, vedeți? O mică mizerie prinsă sub lac. Astea sunt oarecare urme de revopsire. De asemenea, în momentul în care găsiți așa ceva, o exfoliere a lacului, de asemenea chestia asta indică o revopsire, însă e destul de greu să vezi, în special porii de sub vopsea. Uite-l aici, se vede unul. Și aici este încă unul mic. În rest, nu-ți dai seama că ar fi mașina vopsită pe partea asta, e o lucrare făcută foarte bine. Trecem la verificarea pentru partea din fața mașinii, în speță să ne uităm la radiatorul mașinii, la faruri, capotă, bară, dacă acestea au urme de uzură vizibile, respectiv mici ciobituri și locuri unde vopseaua este sărită, rezultă că mașina a rulat destul de mult pe autostradă, acesta nu este un lucru rău, autostrada fiind un mediu propice pentru a rula un autoturism, însă rezultă și un număr de kilometri crescut. Așadar, dacă mașina are o oarecare uzură pe elementele specificate mai sus, rezultă că a rulat destul de mult pe autostradă la viteze mari. Uzura radiatorului este foarte vizibilă deoarece acesta este fabricat dintr-un aliaj foarte moale, acele celule fiind foarte sensibile și la un impact cu insecte la o viteză mare, acestea deformându-se. Tot pe partea de aspect vizual trebuie să urmărim puțin și evacuarea mașinii, atât la diesel cât și la benzină, o evacuare afumată nu indică un lucru grozav. Dacă vorbim despre diesel, Euro 4, 5 sau 6, ar trebui să găsim o evacuare curată. În momentul în care aceasta este afumată, rezultă că mașina are anulat DPF-ul, FAP, filtrul de particule, cum vreți voi să-i spuneți, ceea ce nu este un lucru nici rău, nici bun, depinde cum privești lucrurile. Cât o vorbeam de FAP.
Dacă e pe partea de costuri, ai scăpat de un cost cu anularea acestuia și cu eventuale probleme pe care acesta le poate genera din cauza funcționării defectuoase a sa. Dacă este să privim lucrurile din partea goală a paharului, DPF off înseamnă un număr mare de kilometri sau un mod greșit de exploatare a mașinii, cel mai probabil mers subturat, care a dus la înfundarea acestuia, adică o grijă în plus la stațiile de ITP, cât și în cazul unui control în trafic efectuat de către cei de la RAR. Deci este cu dur și întors treaba cu filtrul de particule. Pe partea de benzinare, treaba este mai simplă, o evacuare a fumată de cele mai multe ori indică probleme la sonda lambda, sau dacă este pe gaz, probabil o instalație de gaz care nu este calibrată bine, eventual bujii care trebuie schimbate, sunt destule cauze, trebuie investigat. De menționat că benzinarele nu au avut filtre de particule până în ultimul timp, respectiv 2017-2018, acesta nefiind necesar până de curând pe mașini cu motorizare benzină. Dacă tot ne aflăm în partea din spate a mașinii, propun și o verificare a oalei de la portbagaj, care poate ascunde un incident nedorit în partea din spate a mașinii. Aceasta se verifică vizual atât ca aspect în sine, cât și ca îmbinături sau mastic. Vă voi arăta cum să verificați partea din spate, unde este portbagajul, mai exact oala portbagajului. Ridicăm acest capac să ajungem la rolul de rezervă. Iar aici trebuie să urmărim să fie în foarte bună stare această zonă, respectiv zona din spate a mașinii. Să urmărim să nu aibă intervenții, să nu fie strâmbă această zonă. De asemenea, trebuie să urmărim masticul care este aplicat. Aici se vede mai bine în partea dreaptă că este un mastic original. Deci nu este aplicat cu pensula cum se obișnuiește. Aceasta este oala portbagajului pe care v-am spus mai devreme cum se verifică. Puteți arunca o privire și pe dedesubt, în caz că nu vreți să mai deschideți tot portbagajul, ca să desfaceți capitanajele. Așa ar trebui să arate, nu trebuie să aibă îndoituri. În momentul în care suspectați o intervenție asupra sa, e clar că acesta a fost lovit. În partea opusă a mașinii, respectiv în zona din compartimentul motor, găsim farurile care de asemenea sunt un foarte bun indicator al unui eventual accident. Spun asta deoarece majoritatea mașinilor au pe faruri etichetă care, printre altele, are și data de fabricație a farurilor. Dacă mașina pe care o verifici este fabricație 2006, spre exemplu, și are farul din 2012, ar trebui să îți ridici un semn de întrebare. Sub faruri, tot în compartimentul motor, trebuie să urmărim, după mine, cel mai important aspect, respectiv partea de lonjeroane. Acestea, mai pe înțelesul tuturor, sunt două elemente metalice ce fac parte din structura de rezistență a mașinii, fabricate dintr-un oțel super rezistent, care au rolul de a prelua sarcina unui posibil impact, adică să se deformeze, așa încât să reducă într-o măsură cât mai mare consecințele impactului resimțite de către pasageri. Ca idee, ca să se ajungă până la avarierea lonșeroanelor, un autoturism trebuie să fie destul de grav accidentat. Avaria respectivă întâi va afecta multe alte piese până să ajungă la lonșeroane, spre exemplu bara de protecție, faruri, radiatoare, trigger, etc. Sfatul meu este să anulați achiziționarea dacă descoperiți o mașină cu lonșeroane asupra căruia s-a intervenit. Acesta este compartimentul motor. Vă spuneam că cel mai important la o mașină este să verificați lonjeroanele în măsura în care acestea sunt vizibile. În mașina aceasta sunt mai greu vizibile. Ca idee, mașina nu pare să fi suferit vreun accident. Este o zonă destul de greu accesibilă în zona lonjeroanelor. Această mașină să se pot vedea acolo. Deci mașina pare să nu fi suferit vreun accident. De asemenea, puteți verifica la o mașină data de fabricație de pe faruri. Acesta trebuie să corespundă cu data fabricației mașinii. Mașina mea e 2008, aici se vede fabricația noiembrie 2007. Iar aici, din nou, noiembrie 2007. Asta e 12 noiembrie. Ala e 7 noiembrie, deci farul îți dau aceeași dată. După ce terminăm de verificat aspectul mașinii la suprafață, propun să aruncăm o privire și pe dedesubt, respectiv pe partea de tren de rulare. Aici lucrurile mai puțin profesioniste pe care le poate verifica oricine sunt puțin mai limitate, însă țin să amintesc câteva, respectiv. Starea anvelopelor, DOT,
care indică săptămâna și anul de fabricație, uzura anvelopelor, grosimea, uzura uniformă sau nu. Producătorii de anvelope, spre exemplu, recomandă a se utiliza anvelopa în medie 4-5 ani. De exemplu, dotul anvelopei arată cam așa cum vedeți în poza de mai jos. Dot 4B9Z. Importante sunt ultimele 4 cifre, respectiv 3909, înseamnă că sunt fabricate în săptămâna 39, anul 2009. Sistemul de frânare, respectiv discuri plăcuțe. Acestea se verifică vizual. Ca idee, între 3,2 și 6 mm ar trebui înlocuite plăcuțele. Grosimea acestora în stare nouă este de aproximativ 12 mm. Durata de viață a plăcuțelor este în funcție de stilul de condus, de ce drumuri se parcurge cu mașina, de cât de mult folosim frâna de motor și oscilează, să spunem, între 40.000 și 100.000 km. La mașini electrice, spre exemplu, durata plăcuțelor de frână este mult mai mare deoarece acestea folosesc o frână regenerativă, fiind nevoie de mai puțin utilizarea frânelor mașinii. Dacă ne referim la discuri, acestea de obicei se pot verifica mult mai ușor decât plăcuțele, adică dacă au acel cant, dungă, bordură foarte accentuată, este clar că trebuie schimbate. Atenție! Un disc ruginit care este ruginit de la stat sau de la neutilizare sau doar de suprafață nu trebuie schimbat atâta timp cât după câteva frânări se va curăța. De asemenea, dacă în momentul frânării la mașină se simte o anumită vibrație în volan, o cauză poate fi uzura discurilor de frână, această uzură se numește ovalizare. O altă metodă prin care poți deduce că discurile sunt uzate sunt apariția unor mici crăpături pe suprafețele acestora. Ca idee, discurile și plăcuțele nu sunt atât de scumpe întrucât să pună probleme sau să fie un motiv care să te facă să nu cumperi o mașină, costurile de înlocuire fiind relativ accesibile. Verificarea discurilor de frână se face în principal cu ochiul liber. Putem observa aici de față avem un disc în stare foarte bună. Uzura se face cu degetul. Aici nu are aproape deloc bordură. Se și vede grosimea discului. Aceasta este grosimea. Discurile sunt foarte bune. Însă plăcuțele ar trebui schimbate cât de curând. Vă arăt imediat. Deci asta este grosimea plăcuțelor, care este însă pe terminate. Deci sunt niște chestii foarte ușor de verificat pe care să le luați în calcul când găsiți o mașină second hand. Doar din prisma faptului că dacă aceste consumabile sunt uzate, puteți negocia din preț. Tot în zona roților găsim și amortizoarele mașinii, care printr-o simplă verificare vizuală putem constata dacă sunt curse sau nu, iar dacă sunt curse indică faptul că trebuie înlocuite. Mai jos atașez o poză cu un set de amortizoare față-spate să vedeți la ce mă refer și pentru a putea identifica mai ușor aceste piese. Ca idee, dacă sesizați că pe acestea sunt urme de ulei scurgeri, înseamnă că acestea sunt pe cale să-și înceteze ciclul de viață și trebuie înlocuite. Vă voi arăta acum cum trebuie să arate un telescop. Un telescop care nu este curs, deci trebuie să fie uscat. Acesta este telescopul. După verificarea celor de mai sus, urmează partea de test drive, care ne poate arăta din nou eventuale probleme pe partea de tren de rulare. O să exemplific câteva. Hurii de rulmenți, bătăi în partea din fața mașinii. Aici intervin bucșe, bielete, capete de bară, suport de motor, de cutie diverse. Dacă roțile sunt virate și se aude un clicăit, un cloncănit, acest sunet indică uzura planetarilor, capetelor de planetară. Dacă se aude o bătaie, o lovitură metalică pe centrul mașinii sau spre partea din spate, poate fi uzat un tampon la evacuare. Dacă, de exemplu, când acționăm ambreiajul și plecăm de pe loc și se aude un clanc, respectiv se simte cum mișcă motorul fără ca mașina să plece de pe loc, posibil să fie uzat un suport de motor. Ca mențiune, de asemenea, diverse bătăi pe dedesubt nu constituie un factor decisiv în achiziționarea unei mașini, însă constituie un punct de plecare pentru o eventuală negociere. Tampoanele la tobă se verifică foarte ușor, prindem doar de tobă și mișcăm de ea. Dacă este zdravână, nu are tampoane uzate. Să trecem la verificarea motorului, compartimentului motor. Ca punct de plecare, v-aș sugera, dacă mergeți să vedeți o mașină, să rugați vânzătorul să vă aștepte cu mașina cu motorul rece, astfel puteți auzi, spre exemplu, o funcționare defectuoasă a mașinii, o pornire greoaie, cât și o
pornire zgomotoasă cauzată de distribuție, spre exemplu, în special la modelele cu distribuție pe lanț. Dacă totul este în regulă și motorul sună bine, mergeți mai departe la o verificare vizuală a fluidelor. Deschideți capacul motorului pe unde se introduce uleiul pentru a verifica pe cât posibil dacă există depuneri în motor. Depunerile se fac de obicei din cauza că uleiul nu se schimbă la timp, cât și dacă mașina merge incorrect sau pe distanțe scurte. Putem arunca o privire și la partea de gaze de carter, care ies pe jojă sau pe capacul de la culbutori. Acest gaz este normal într-o oarecare măsură. Un gaz foarte pronunțat indică o uzură la motor. Spre exemplu, la motorizările cu pompe diuze, acest gaz este mai accentuat. Nu aș putea să vă spun exact cantitatea, însă ca idee pot să vă spun că mașina personală cu 120.000 de km scoate mult mai puțin gaz de carter decât o mașină pe care am verificat-o înainte și aceasta avea în jur de 350.000 de km. Haideți să trecem puțin și la compartimentul motor, iar apoi să trecem la interior. Acesta este compartimentul motor. Chestiile super elementare pe care le poate verifica oricine sunt de la nivelul lichidului de răcire. Puteți observa, are un minim și un maxim. Trebuie să fie între lichidul de servo. De asemenea, are pe capac o gradație. Se poate vedea că este umed până sub scrisul de sus. Bun, este la nivel. Din coace putem verifica lichidul de servo, care de asemenea are indicator de minim și de maxim. Acesta la mine este la maxim, este în regulă. De asemenea, prin capacul de la culbutor putem verifica dacă motorul este curat, dacă are depuneri. Foarte puțin se vede în partea din dreapta, însă în stânga se vede mai bine, este un motor foarte curat, care a lucrat în condiții optime, nu a strâns depuneri. Un aspect mai puțin important, dar care merită verificat, este dacă mașina are sau nu etichete care să indice ultima revizie. Mașina are etichetă pentru schimbul de ulei. Astea sunt mai puțin importante, dar merită căutate. La unele mașini, de exemplu, puteți verifica foarte ușor filtrul de aer, dacă a fost schimbat. La mașina mea se găsește aici. De asemenea, aici sus putem verifica informativ doar ce fel de proprietari a avut înainte mașina, dacă omul a agreat schimbul de piese aftermarket sau originale. După cum se vede, eu le-am schimbat, sunt pe original, flanșele la telescoape. Înainte de a încheia partea de motor, vă spun un mic secret. Este de preferat când vedeți un motor să fie mai murdar, mai prăfuit, necosmetizat, deoarece așa este mult mai ușor și se pot vedea toate eventualele scurgeri și locul de unde acestea pornesc. Uneori un motor curat poate ascunde diverse probleme. De obicei, mașinile pregătite de vânzare au motoare lună și bec, special pentru a ascunde unele scurgeri. Dacă este să o luăm pe și pe încredere, putem să verificăm dacă există etichete în compartimentul motor unde se specifică când au fost făcute diverse operații de întreținere, spre exemplu un schimb de ulei, de filtre, de distribuție, însă la ce piață de mașini avem în România, cam irelevant. Recomandarea mea fiind ca după ce achiziționați o mașină să procedați la schimbarea filtrelor, fluidelor și a distribuției dacă nu aveți acte oficiale care atestă că acestea au fost schimbate, de exemplu o factură de serviciu autorizat, nu pe povești. Ar fi logic și firesc să aibă un asemenea sticker, mai ales dacă serviciul a fost făcut în reprezentanță. Tot în compartimentul motor, recomand să scoateți capacul motorului, cel de plastic, capacul insonorizant, pentru a vedea eventualele scurgeri și locul de unde acestea provin. Nu are rost să vă sugerez să țineți mâna pe rampa de injectoare, căci nu am unitate de măsură ca să vă spun exact cum ar trebui să se simtă, dacă sunt ok sau nu injectoarele, însă pot să vă spun că dacă mașina este diesel și are un miros foarte înțepător, probabil să fie probleme la injectoare, care de altfel au un ticăit, țâncănit, care se accentuează în momentul când sunt ceva mai uzate. Tot aici, pe partea de motor, ceva simplu de verificat este volanta, ambreiajul. Principalul semn al volantei uzate este zgomotul la ralanti, o bătaie pe care aceasta o provoacă și care poate fi ușor de identificat de către conducător.
Dacă însă volanta încă mai duce, în momentul în care se calcă ambreiajul, ar trebui să se diminueze acea bătaie. Pentru verificarea ambreiajului, băgați mașina într-o treaptă superioară, în viteza a doua, a treia, călcați frâna și lăsați ușor de ambreiaj. Dacă motorul mașinii tinde să se oprească, este ok. Dacă se turează în gol, ambreiajul este pe ducă. Ca ultimă chestie ce îmi vine în minte în momentul conceperii acestui material, aș vrea să vă spun pe cât posibil pe partea de test drive, dacă mergeți cu mașina în probă, să mai mergeți cu cineva, iar cealaltă persoană să vină în urma voastră cu o altă mașină și să urmărească dacă mașina probată scoate fum. Aici sunt trei situații: fumul albastru, fumul negru și fumul alb, și fiecare are o semnificație aparte. Să începem cu fumul alb. Deci, fumul alb pătrunde în ulei, antigel sau apă, cel mai probabil garnitura de chiulasă este cu defect, arsă, ciupită, etc. Fum albastru semnifică segmenți uzați, garnituri, semeringuri uzate la supape, ghidajele la supape uzate sau motor uzat și uleiul este aspirat prin valva PCV. Ca defecțiune poate fi înșelător, câteodată mașina trage mai bine datorită arderii uleiului. Fumul albastru doar la pornire, acesta indică segmenți pe terminate, dar încă funcționali. Fumul negru. Mașina scoate mult fum negru, prea mult combustibil, amestec prea bogat, prea puțin aer. Cauze probabile: probleme cu alimentarea, injectoare, carburator dacă e mașină mai veche, prea puțin aer la alimentare, filtre, turbo, etc. Să trecem la verificarea interiorului mașinii. De asemenea, când vorbim de interior, lucrurile nu mai stau cum stăteau odată. Erau diverse povești pescărești, cum că uzura interiorului arată kilometrii mașinii, destul de greșit. O mașină rulată pe autostradă, pe distanțe lungi, care are în bord 300.000 de kilometri, de cele mai multe ori arată mult mai bine pe interior decât una la 140.000 trasă de ea doar în oraș, deoarece uzura intervine în momentul în care te urci și te cobori de 15 ori pe zi în mașină. Se uzează în special scaunul. De asemenea, volanul se uzează mult mai repede prin oraș, unde este folosit mai intens. Pedalele, schimbătorul, din cauza că schimb treptele mult mai des. Ca idee, totuși, să verificăm următoarele puncte. Începem cu aripioara scaunului șoferului, șezutul, încălzirea scaune. Asta cu încălzirea scaunei este foarte delicată, deoarece se defectează foarte ușor, mai ales dacă te pui cu genunchiul, de exemplu, pe scaune. Toată ideea este să protejezi scaunul prin a te feri cât de mult posibil să-ți lași toată greutatea într-un singur punct. Trecem mai departe, uzura volanului. Aici poate fi varianta unui șofer, șoferițe care poartă inele, automat uzura este prematură. Uzura pedalelor. Pedalele tocite, în special ambreiaj, mult mers prin oraș, de obicei pedalele încep să se uzeze după 250-300.000 de kilometri. Butoanele pentru geamurile electrice, butoanele pentru faruri, manete de semnalizare, la BMW nu se aplică treaba asta, sau ștergătoarele. Uzura la cotieră, uzura covorașilor originale, care la un moment dat o să cedeze în zona călcâielor, gaura de cheie, spre exemplu, sau butoanele de climatizare, în special la gama VAG. Haideți să trecem la partea de interior pe scurt. Ca idee, pentru a verifica uzura interiorului, vă uitați foarte frumos la butoanele pentru geamuri, din câte se vede sunt într-o stare foarte bună. Verificați panoul de comandă pentru faruri, vă spuneam de butoane uzate pe partea de faruri cât și de geamuri. Aceste mânere, care de asemenea o să pun separat un video ca să vă arăt cam cum arată un mâner de acesta uzat. Vă spuneam despre uzura acelui mâner, cam așa arată mânerul uzat. Deci se vede forma de uzură pe acesta. Uzura volanului o să vă spun, pentru că o să pun și un video în comparație. Ideea este că mașinile de fabrică vin cu o piele lucioasă, da? Cum se vede aici, fină, foarte fină și lucioasă, da? Pe când volanele reîmbrăcate au o textură de piele cum este aici pe bord, pe volan, pardon, pe când cea de pe covrig arată în altă manieră, mult mai lucios. Ca idee, așa arată un volan retapițat. Dacă vedeți, cum am spus, asta nu mai este o piele lucioasă, este o imitație de piele, iar aceasta este o piele perforată. Este de o calitate foarte bine făcută lucrarea. De asemenea, puteți verifica gradul de uzură pe maneta pentru semnalizare. Ca idee, la BMW nu se uzează această manetă, deci nu mai căutați. De asemenea, uzura intervine pe maneta pentru acționarea frânei de mână, cât și pe schimbătorul de viteze. Cel mai adesea, această piele, dacă nu este tratată corect,
hidratată, în special face aici cută și se rupe. Cele mai evidente locuri unde o mașină se uzează sunt scaunele și pedalele. Ca idee, scaunul șoferului cel mai adesea se uzează în partea de aripioară stânga, pentru că în mașină te urci și te dai jos foarte des, mai ales ca și conducător auto, și scaunul se uzează foarte mult în această zonă. Din câte se vede, această mașină este într-o stare foarte bună. Vă spun despre schimbarea tapiseriei de pe scaune în momentul în care aceasta este uzată. O să vă arăt o lucrare foarte bine făcută. Aripioara aceasta este schimbată și se observă doar dacă vă uitați foarte aproape la textură. Aceasta este în pătrățele și asta este un fel de L. De asemenea, podul pedalier se uzează în special pedala de ambreiaj, în special pe dunga din stânga, pentru că piciorul, ținându-l aici pe locul de odihnă pentru picior, îl înclin doar pe colț, pentru că este mai comod și se uzează cel mai tare pedala de ambreiaj. De asemenea, la mașinile care nu au sistem keyless go, veți regăsi destul de multe urme de cheie chiar aici sub mânerul ușii șoferului, pentru că oamenii mai ratează gaura, mai ales de la o vârstă, glumesc. Și de asemenea aici, în zona aceasta, iar o să apară uzurile cele mai mari, pentru că majoritatea oamenilor se pun la volan, fac așa până nimerez gaura și începe să se uzeze acolo în zona cheii. Precizarea mea este că mulți vânzători de mașini deja știu foarte bine mersul și procedează la înlocuirea componentelor uzate, care se face destul de ușor și la un preț relativ mic, respectiv scaune, îmbracă volanul, butoanele, schimbă pedalele, cauciucul de pe pedale, nu cade la schimbător. Totuși trebuie să ținem cont că sunt și unii oameni care își îmbracă volanul, schimbătorul, frâna de mână în piele, doar din moc sau din cauza că mașina a venit cu volan de cauciuc de fabrică. Ca idee, unele aplicații, site-uri de decodare vin, îți spun cu ce nivel de echipare a venit mașina din fabrică, dacă a venit cu interior de piele, dacă a venit cu stofă, dacă era bej, dacă era negru, și poți să-ți dai seama foarte ușor dacă interiorul a fost înlocuit. Înainte de a încheia, vă sugerez să aveți în vedere un set de întrebări de control pentru vânzătorul mașinii, după cum urmează. Dacă deține facturi cu ceea ce s-a efectuat pe partea de întreținere a mașinii, ce stil de condus abordează? Turat, subturat, ce consum scoate, de aici puteți deduce ce stil de condus are. Unde obișnuia să facă reviziile dacă mașina este deja folosită în România de ceva timp? Dacă are carte de service, destul de irelevant, dar merită amintită totuși. Câți proprietari a avut mașina? Chestia aceasta contează deoarece ideal este ca o mașină să aibă cât mai puțin proprietari, trecând peste aspectul cum contează la revânzare. Mai important este că o mașină se și învață cu un anume stil de condus. Chiar dacă pare greu de crezut, mașina se învață cu stilul tău de mers. De asemenea, o mașină care a avut foarte mulți proprietari probabil ascunde și un defect pe care mulți s-au oferit să-l remedieze și pur și simplu a umblat din mână în mână fără ca cineva să o întrețină, doar utilizând-o și dând-o mai departe în momentul în care începe să ceară bani. Țin să menționez că există și câteva modele de mașini pe care ar fi mai bine să le evitați, în special cele de culoare bej sau pe negru. Aici vreau să menționez următoarele modele, care cel mai probabil au fost taxi. Cele mai cunoscute sunt Mercedes-urile Benz, clasa V, clasa E, în special modelul cu motorizarea E200, B-Class și uneori și S-Class, mașini de aeroport. De la Volkswagen avem Passat, Charan, Touran. Skoda Superb, mașini de aeroport Uber. Am întâlnit în ultimul timp foarte multe mașini Skoda Superb care în anunțurile de la noi din țară aveau 200.000 de kilometri și în realitate aveau peste 400-500.000. De asemenea, avem și Opel-urile Zafira și în special monovolumele, mini furgonurile gen Peugeot Partner și alte modele asemănătoare. Trebuie să țineți cont că toate aceste mașini au fost mașini de transfer de la aeroport sau mașini de Uber sau mașini de mai știu ce servicii din astea, de catering sau de alte chestii de genul ăsta. Trebuie avut în vedere și faptul că mașinile de taxi au o mentenanță mult mai strictă, fac inspecție tehnică mult mai des și în genere sunt rulate pe autostradă.
Ca mică mențiune, Renault Captur a venit de fabrică în culoarea bej, cel puțin în România a fost o promoție, o perioadă de timp unde venea la un preț mai bun, dacă era configurat în câteva culori, printre care era și acest crem de taxi. Deci, cum vă spuneam, cel mai important este să verificați dacă mașina a avut accidente severe. Acest lucru verificați în principal verificând oala portbagajului, adică locul unde este roata de rezervă, pentru că este destul de greu de reparat această componentă, și lonjeroanele din față, pentru că de asemenea acestea sunt niște elemente care fac parte din structura de rezistență a mașinii și odată afectate este destul de greu să mai scoți mașina la linie, cum s-ar spune, cât și să mai ofere aceleași proprietăți de siguranță pe care le oferea inițial mașina. Nu este problemă și chiar vă încurajez să cumpărați mașini care au diverse lovituri ușoare, spre exemplu o ușă și o aripă sau toată laterala frecată, să zicem o mașină cu 80.000, dar a cărei airbag-uri nu au fost declanșate, pentru că neamțul nu se încurcă să schimbe, adică să-ți repare, să-ți chituiască ușa. Neamțul schimbă ușa cu totul, cu față de ușă, cu macara, cu geam, cu mâner, cu sistem de închidere. Deci o ușă, să spunem, la un Audi A6 din 2007 e 5-600 de euro și nimeni o să plătească 1200 de euro să repare două uși strâmbe. Și asta e practica care se întâmplă cel mai des și este cea mai convenabilă pentru samsari. Oamenii au mașini puțin frecate, puțin lovite, puțin accidentate, dacă se poate și cu număr mare de kilometri, și vin și le vând românului. Pentru că românul îi place să fie mințit și o mașină trebuie să aibă maxim 200.000 de kilometri, indiferent de ce an de fabricație este, că este 2002, că este 2015, trebuie să aibă 200.000, alte români nu o cumpără, samsarul profită de chestia asta, vine, eu vin de la român, ce păi 2014 are 180.000, țiplă mașina, omul ia cu 4.000, frecată și cu 290.000 de kilometri, o repară cu 5-600 de euro în România la un tinichigiu pe care îl știe el, îi dă kilometri înapoi și o vinde la românul nostru fericit că o luăm mașina din 2014 cu 7.000 de euro. Cam asta e practica care se întâmplă. Nu neapărat mașinile de la Samsar sunt mașini rele, însă sunt mașini care au avut defecte care puteau fi remediate, pentru că de obicei Samsarii nu se încurcă cu niște mașini care să fie foarte costisitor de reparat, pentru că o să fie foarte greu să scoate profit. Deci, am pus în materialul de mai jos toate lucrurile pe care trebuie să le verificați, sau ar trebui, sau ar fi ușor, sau cât de cât ușor să le verificați, fără un număr foarte mare de cunoștințe. De chestii basic pe care le-am descoperit și eu de-a lungul timpului, deci nu pretind că aș fi vreun profesionist. Ideea e că v-am pus la dispoziție un material cum consider eu că mi se pare normal și corect să verifici o mașină. Cel mai corect și corect ar fi să te duci cu mașina la o reprezentanță, să verificați seria de șasiu la o reprezentanță și să o ridicați pe un elevator. Mai mult de atâta nu prea reușești, ca să spun așa. O chestie pe care am menționat-o și în vlog este faptul că este foarte important să verificați parbrizul, pentru că odată ajuns la ITP, mașina cu parbrizul crepat în special, dar nu doar, cât și pe alte locuri, dar în special pe zona în care este șoferul, dacă ai o crepătură de aici și până aici, te-o respins clar la ITP, pentru că afectează vizibilitatea conducătorului auto și este un punct sigur pentru care te respingi la ITP dacă ai parbrizul fisurat, crepat, ciobit, spart, orice alt defect, în special dacă este în zona șoferului. Să spunem că ai o crepătură micuță de aici până aici, nu cred că te-ar respinge, adică. De asemenea, uitați aici, ori în stânga, ori în dreapta, pe parbriz, mașina ar trebui să aibă o anumită inscripție, dacă scrie Volvo sau Volkswagen sau orice altă inscripție pe care precizează marca, înseamnă că parbrizul este original. După cum vedeți aici, această mașină are parbriz original, are inscripția SIPS și SRS de la airbag, însă există și parbrize de foarte bună calitate aftermarket, deci nu este o problemă că este schimbat,
Însă se poate verifica această treabă. Până data viitoare, vă urez numai bine, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest vlog și sper să vă fie de ajutor. Să lăsați un feedback în secțiunea de comentarii dacă v-am ajutat și dacă credeți că mai sunt și alte chestii de verificat sau sunt chestii pe care le-am enumerat și nu considerați că sunt utile. Vă mulțumesc, o zi bună! O recomandare din partea mea este să căutați mașini care au fost achiziționate de noi din România cu unul sau maxim doi proprietari, din cauza că aceste mașini de obicei nu au un număr așa mare de kilometri, dată fiind lipsa de autostrăzi de la noi din țară, cât și faptul că cine și-a permis o să o ia de nouă și-a permis să o și întrețină. O altă recomandare este să vă orientați spre mașini de flote auto de la firme, acestea de obicei sunt luate de noi sau prin leasing operațional, iar când se apropie de ieșirea din garanție, se dau la buyback și se cumpără altele noi. De obicei, aceste mașini sunt întreținute și cu servisuri la zi. Dacă ți-a plăcut acest material, apasă butonul de abonare pentru a fi la curent cu tot ceea ce voi posta. Vă mulțumesc! One shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, shot, shot. Brace yourself for the best.